să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară.
Evanghelie
cea de la Sfântul Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zicea mulțime multe de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci îngerul Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura.